Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Paula Herlo nu mai reușește să ajungă în studio, așa cum vă spuneam în urmă cu câteva minute. A adus multe bătălii în viața ei, mai ales la România Te Iubesc, dar lupta cu traficul a pierdut-o. Bună dimineața, Paula, ne auzi? Bună dimineața! Bună dimineața, foarte drăguț! Da, am pierdut această bătălie, sunt aici sub podul Pipera, înaintând un metru în 10 minute. Da, e frustrant că ești foarte aproape, ne vezi cum ar veni, dar nu poți să ajungi la noi. E practic în zona asta, e ca la Stalingrad, știi, mai ai 102 de metri până la capăt, da. Și nu mai ai apuci să-i faci. Da. De aici s-a terminat. Da. Aseară încă un reportaj grozav la România Te Iubesc, semnat de tine. Mulțumesc. Viitorul e acasă, se intitulează materialul tău. Despre ce este vorba? Am plecat de la niște cifre care ne arătau că în România s-au întors în ultimii 3-4 ani mai mulți români decât de obicei. Și cifra e în jurul a 200.000 de oameni care s-au întors în fiecare an. Și am vrut să înțelegem de ce se întorc românii acasă. Am vrut să vedem care este motorul care a dus la această decizie. Și în felul ăsta ne-am dus către câteva familii care au luat decizia după, iată, 20 de ani de Italia, de exemplu, să vină acasă și să deschidă o afacere. Uh-huh. Și argumentele lor sunt legate de faptul că au strâns suficienți bani, copiii au crescut în țara de adopție, sunt majori, sunt cetățeni italieni, iar ei au simțit că e momentul să vină acasă și să facă ceva în țara lor. Și au deschis o afacere. Deci, cumva se întâmplă, sunt două etape în luarea deciziei. Fie când intră copiii la școală, da, și atunci zic, ok, ne întoarcem, să-i înregimentăm în sistemul românesc, fie când termină școala. Cei mai mulți iau aleg varianta B. Pentru că... Dar copiii au rămas afară. Dar în cazurile pe care le-ați... Da, copiii nu mai sunt. Da, copiii sunt afară. Copiii sunt cetățenii altor țări acum. Și cum își descrie experiența de a deschide, de-și deschide o afacere în România după ce au experimentat regulile din alte țări din vest? Păi făcut cunoștință cu sistemul birocratic românesc, în care aștepți 30 de zile după o semnătură, în care atunci când accesezi fonduri europene, nimeni nu te învață cum să faci proiectul astfel încât să nu ți-l întoarcă de 8 ori. Tot felul de chichițe din astea care pe ei îi scot complet din ritm, pentru că nu mai sunt obișnuiți așa. Nu mai sunt obișnuiți. Raportul dintre cetățeanul român venit din Occident și autoritate, e distanța dintre... În mintea lor a scăzut, adică ei nu mai văd autoritatea așa cum o văd majoritatea românilor, ca fiind la mare distanță de neatins. Ei înțeleg autoritatea ca fiind în slujba lor. Și nu înțeleg de ce, odată ajuns aici, autoritatea simte să le pună bețeloate, să-i amâne, să nu-i ajute, să știi? Uh-huh. Își regretă decizia asta? Unii o regretă și iau decizia să se întoarcă înapoi în țările de adopție. Alții nu rămân aici să lupte. Uh-huh. Și la propriu să lupte, adică prin procese, prin instanțe și cu dorința de a schimba prin mentalitatea lor și prin felul lor de a fi cum se întâmplă lucrurile la noi. Dar, oamenii ăștia vin cu un alt tip de mentalitate, iar asta e extrem de important pentru că ne ajută și pe noi să înțelegem cum funcționează alte state și să ne dorim să fim acolo. Dar în afară de declarațiile publice, bine cunoscute, ale politicienilor, trebuie să se întoarcă România acasă. Ai constatat acest reportaj, anchetă, vreo schimbare a atitudinii autorităților locale? Nici vorbă. Autoritățile n-au niciun plan pentru ei. Eu aud despre strategia privind întoarcerea diasporei de ani de zile. Aveți o curiozitate și vă uitați pe site-ul Departamentului Românilor de Pretutindeni, o să găsiți o compunere de văbușește râsul efectiv. Adică nu există niciun fel de măsură concretă care să convingă un cetățean al diasporei să se întoarcă. Nu, singurele argumente care conving acești cetățeni sunt granturile europene, da, că banii europeni cu care ei pot deschide o afacere în România, sau
pur și simplu faptul că își doresc ei să facă ceva acasă. Uh-huh. Atât. Am înțeles. Paula Herlo, unde poate fi văzut reportajul tău pentru cei care l-au pierdut aseară? Reportajul poate fi văzut pe Voio, pe știrileprotv.ro și pe YouTube. Uh-huh. Mulțumesc foarte mult, Paula Herlo, prinsă în trafic. Eu vă mulțumesc că aici nu merg semafoarele, ca să înțelegeți de ce n-am ajuns. Este un haos de descris. Și dacă mergeau, tu n-ajungeai. Înțeleg. Bine, mulțumim foarte mult. Pur și simplu, da, e un haos pe care nu l-am mai întâlnit de mult. Bem cafea. Dacă ești aproape, nu e nicio problemă, poți să vii la noi să bem o cafea aici. Să vezi dublu sau nimic, adică sunt lucruri. Da, noi suntem aici, mai suntem până la ora 10. Mulțumim mult, Paula Herlo, România, te iubesc, reportaj. Reportajul ei, Viitorul e acasă, poate fi văzut pe YouTube, pe site-ul ProTV sau pe Voio. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.